Emoționați mai ceva ca la examen. Vorbim despre câțiva artiști români care și-au spus oful în Parlamentul European și nu oricum, ci în straie populare. România a fost reprezentată la Bruxelles de cântăreți, dansatori și actori care își doresc o viață mai bună pentru artiștii din țară. La dezbatere au participat și membrii ai Comisiei Europene, europarlamentari și reprezentanții ai mai multor artiști de pe întregul continent. Alexandru Constantin de la Focus Monden are toate informațiile legate de subiect. Alex, bună seara! Bună seara, Alex! Despre ce nume vorbim mai exact? Cine a fost la Bruxelles? Vorbim despre Sofia Vicoveanca, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Andreea Bănică, despre Gheorghe Turda, Laurențiu Duță și Tibi Scoghiola. Ei sunt câțiva dintre cei care au ales să ia avionul până la Bruxelles pentru a-și cere practic drepturile. Ce au declarat ei acolo, Alex? De pildă, Alexandru Arșinel a declarat că își dorește un fond european de pensii pentru artiști. Cerebel a recunoscut că este emoționat înaintea discursului din Parlamentul European, după care și-a exprimat dorința ca atât dansatorii cât și coregrafii să primească și ei drepturi de autor, așa cum se întâmplă în cazul cântăreților. Iar mari artiști populari doresc renașterea ansamblurilor populare care pe vremuri făceau furor pe marile scene din lume, iar în prezent sunt din păcate uitate și știm lucrul acesta cu toții. Alex, crezi că dacă demersul artiștilor va avea succes la Bruxelles, acest lucru va aduce și o schimbare a legislației de la noi? Se va întâmpla concret ceva? Implicit se va întâmpla și acest lucru. Vreau să precizez faptul că vorbim despre o reprezentare la nivel european. În aceste zile se discută o schimbare a legislației în domeniu în toată Uniunea Europeană, iar dacă acest lucru se va schimba, automat și România va beneficia de îmbunătățiri în legislație, ca să zic așa. Da. Ce mai vedem?